Reftov, bună seara! Ne bucurăm că v-ați alăturat la a patra sesiune a programului educativ Medreșe Iafne. În această seară avem deosebită plăcere să-i avem printre vorbitori pe rabinul Shlomo Sorin Rosen și pe doamna doctor Mariuca Stanciu. Cred că domnul rabin nu mai are nevoie de niciun fel de introducere. Și toți suntem dornici să aflăm despre Șabat și despre sărbători insule în timpul iudaic. Nu am să prelungesc și am să dau direct ștafeta domnului Rabin. Aveți legătura. Mulțumesc frumos, sper că toată lumea mă aude. Mărturisesc cinstit, așa cum am făcut-o și prima dată, că mă simt un pic intimidat de partea tehnologică, deși lucrez în domeniu. Prefer întotdeauna întâlnirile în persoană, dar, mă rog, astea sunt vremurile și distanțele ne separă și, în orice caz, este un lucru bun că ne putem vedea. Și, desigur, aș vrea să mulțumesc încă o dată și pe această cale organizatorilor pentru oportunitatea pe care au creat-o, pentru faptul că ne-au pus la dispoziție această posibilitate de a ne vedea și de a învăța câte ceva împreună. În introducerea pe care am făcut-o de Shavuot, unul din lucrurile pe care le-am spus a fost acela că, desigur, așa cum spune și tema, aș vrea să abordez în principal noțiuni legate de Shabat și de sărbătorile iudaice ca subtitulatura Insule în timpul iudaic. Desigur, din perspectiva rabinică, probabil că v-ați aștepta să pornesc cu surse rabinice, cu surse biblice, cu surse din Talmud. Ceea ce aș vrea însă să fac înainte de a ajunge la acest tip de surse ar fi să ne uităm o secundă peste un alt gen de surse, pentru că noțiunea de Shabbat, cea pe care o să o abordăm în parte în această sesiune, este un lucru extrem de complicat în iudaism. Pare foarte simplu și multă lume declară că înțelege șabatul și mie mi s-a părut extrem de, să spun așa, de ușor, de simplu. La începuturile drumului meu în iudaism, numai că lucrurile sunt un pic mai complicate. Am să încerc să, o secundă, să dau un share screen la ceea ce v-am pregătit pentru această seară. Sper că se vede. Deci avem această idee de Shabbat, o insulă în timpul iudaic și prima idee pe care aș vrea să o abordez este una care practic nu era inclusă în prezentarea mea inițială. E o idee pe care am adus-o chiar astăzi. Am primit o întrebare pe site-ul Vartora, pe un subiect complet diferit, legat de ascendența matriliniară sau patriliniară în iudaism. Și în cazul sursului pe care l-am dat la această întrebare, am folosit o sursă de pe site-ul Chabad.org. Și aș vrea să vă citesc și să vorbim despre această sursă. Practic, această sursă căzând sub incidența ideii de șabat, un concept numai din Tora, cu un semn de întrebare mare la final. Deci sursa spune, este vorba de un articol Zvi Friedman și Yehuda Shulpin de pe site-ul Chabad.org și această sursă spune așa, o aveți pe ecran. Unele legi ale Torei, cum ar fi cele referitoare la Cohen, la preot și jertfe, sau la modul în care trebuiau fabricate încăperile și sunt menționate în detaliu în textul biblic. Altele, în special cele mai comune, sunt prezentate fără niciun detaliu. Spre exemplu, și aici intervine partea despre Șabat, ni se spune să, citez, ne odihnim în ziua a șapte și, iar citez, să nu facem nicio muncă. În Exod. Ce înseamnă însă odihna?
Oare trebuie să dormim toată ziua? Se întreabă autorii articolului. Ce înseamnă apoi muncă? Înseamnă o activitate care presupune un efort fizic sau numai o activitate care nu ne face plăcere? Foarte puținele detalii pe care le găsim în Tora scrisă nu ne ajută prea mult. Există de altfel două detalii în Tora scrisă, și anume prima dintre ele este un citat din capitolul 35 din Exodul, care ne spune să nu aprindeți foc în niciunul din sălașurile voastre în ziua șabatului. Și cel de-al doilea, tot din Exodul, din capitolul 16, nimeni să nu iasă din locul său în ziua a șapte. Dincolo de faptul că până și aceste citate sunt un pic, spun așa, criptice, ce înseamnă sălaș, ce legătură are focul cu șabatul, ce înseamnă să nu ieșim din locul nostru, sunt o mulțime de întrebări care se pot pune pe marginea acestei idei. Dar ideea principală este că există doar două lucruri pe care Tora scrisă, sau două activități pe care Tora scrisă ni le conferă, și sunt foarte multe alte lucruri, știm din zilelor pe care le trăim. Rămânem cu această idee că practic, textul biblic este destul de sărac în amănunte legate despre șabat și că esența șabatului provine din multe alte pasaje, nu este legată doar despre legile de șabat, ci nu este legată doar despre textul strict al Torei. Dincolo de acest lucru, aș vrea să mai pornesc de la încă un lucru, și anume, orice concept atunci când vorbim despre șabat, încercăm să-l definim, care e cea mai bună sursă pentru definirea unui concept, este vorba despre definiția din DEX, din Dicționarul Explicativ al Limbii Române. Foarte interesant, există trei definiții și bineînțeles că două dintre ele n-au nicio legătură cu șabatul, cu sabatul, așa cum a fost preluat cuvântul în limba română. Este însă interesant să le trecem în revistă. Prima este cea care se referă la ceea ce discutăm acum, și anume la iudei și la unii creștini, sabatul este ziua de odihnă sau ziua a șaptea săptămânii. Remarcați, vă rog, că și aici există aceeași ambiguitate legată de ce înseamnă odihnă. Și, bineînțeles, există două alte lucruri, mi s-a părut interesant doar să le pun, le aveți pe ecran. Sabatul este totodată și o adunare a vrăjitoarelor. N-are absolut nicio legătură cu conceptul de șabat, așa cum este el, este doar un alt sens complet diferit al cuvântului. Și într-o preluare mai arhaică, înseamnă și gălăgie multă, zgomot, care, mă rog, interesant vorbind, este exact opusul a ceea ce ne-am așteptat să fie șabat, o zi a liniștii, o zi a relaxării, a odihnei. Totodată, dacă e să întrebăm, să facem un sondaj de opinie pe stradă, ni se va spune despre șabat probabil două lucruri, și anume că unul este ziua de odihnă a evreilor, doi este sâmbăta. Deci două lucruri, ziua de odihnă și sâmbăta. Niciuna dintre ele nu e chiar așa de, conceptele nu sunt chiar așa de simple. Dacă ne uităm la modul în care oamenii moderni privesc șabatul, în uriașa majoritate, societatea modernă, în special societatea care nu este neapărat orientată către religie, o societate laică, o societate seculară, privește șabatul ca, unu, o zi a interdicțiilor și restricțiilor. Probabil că ați auzit, aoleu, câte am de făcut de șabat, aoleu, cât de complicat e, vai de mine, de ce nu pot să fac una sau alta sau cealaltă. Mulți privesc ca pe un concept învechit, demodat, desuet, o lege aplicabilă a celor vremuri, dar nu acestor vremuri, și totodată o formă de control al maselor, de control al societății, de odihnă impusă, de reguli și restricții impuse. Există o abordare mai, să zic așa, mai corectă a noțiunii de șabat. Și anume, dacă pornim de la
de la etimologia acestei noțiuni, de la ceea ce înseamnă cuvântul, ceea ce semnifică cuvântul șabat în iudaism și în limba ebraică. Și aveți pe ecran în momentul de față practic semnificațiile acestui cuvânt. Șabat are practic o rădăcină, să zic așa, o rădăcină și jumătate, dacă vreți. Rădăcina principală este verbul lishbot, care e relativ dificil de tradus, înseamnă într-adevăr a se odihni, dar înseamnă totodată, și o să vedem imediat în sursele care urmează, și presupune și noțiunea de a se abține, de a pune niște restricții autoimpuse, de a se abține de la o muncă, am pus între ghilimele că e destul de complicat de văzut ce înseamnă această muncă, sau de la o activitate creatoare. Nu sunt lingvist, nu mă pricep prea bine să fac, să fac săpături în domeniul lingvisticii, dar există rădăcini din sumeriană și din babiloniană. Interesant că acolo sensul cuvântului șabat era de perioadă de odihnă în mijlocul lunii, mai mult decât perioadă de odihnă la sfârșitul unei săptămâni. Deci, practic, sensul cumva din babiloniană și din sumeriană nu este niciun caz cel pe care iudaismul l-a preluat. Și totodată, de ce am spus că este vorba despre o rădăcină și jumătate? Pentru că jumătatea aceea este legătura profundă cu numărul 7, cu noțiunea de șabat și șeva, chiar dacă nu împart neapărat în ebraică o rădăcină, ci doar o jumătate, două litere, ideea de ziua a șaptea a săptămânii, așa cum o numără evrei, este intrinsecă în noțiunea de șabat iudaic. Și ceea ce vreau să punctez este că, de exemplu, astăzi, marți, la dumneavoastră mai sunt doar câteva minute sau poate, știu eu, o oră până se termină ziua iudaică de marți. La mine e ceva mai mult timp, dar în orice caz există această idee a Yom Shlishi Beshabbat. În psalmii pe care îi rostim în fiecare zi, la finalul rugăciunii de Shaharit, există tradiția să se rostească niște psalmi și pentru fiecare zi a săptămânii există un alt psalm care se rostește, care psalm era în legătură cu ceea ce leviții recitau în templul din Ierusalim. Și practic nu se spune că este a treia zi, pur și simplu, se spune Yom HaShlishi BaShabbat. Este ziua a treia de la șabat. Practic tot șabatul este un moment de origine, un moment de la care pornesc lucrurile. Practic tot ceea ce e până acum e un fel de introducere. Este extrem de greu să vorbim despre șabat fără această introducere. Ceea ce vreau să fac în cele câteva minute care ne-au mai rămas până la partea de întrebări și răspunsuri, sunt convins că vor fi și acelea, este să ne referim la primul aspect al șabatului, și anume șabatul în corelare cu crearea lumii. Există un citat în capitolul 2, la începutul capitolului 2 al Genezei, care spune cam așa: Vaehul ha-shamayim va'aretz techol tzva'am, va'echal Elokim ba'yom ha-shvi'i melachto asher asa, va'yishbot ba'yom ha-shvi'i mikol melachto asher asa, va'yivarech Elokim et yom ha-shvi'i va'yikadesh oto ki vo shavat mikol melachto asher bara Elokim la'asot. Este un citat pe care îl rostim și în rugăciune, este un citat care este asociat și cu chidușul, sunt multe, multe părți din ritual în care acest citat apare. Aveți traducerea? Și astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată oștirea lor. Și Dumnezeu a sfârșit în ziua a șaptea munca sa pe care o făcuse și s-a abținut în ziua a șaptea de la toată munca sa pe care o făcuse. Și a binecuvântat Dumnezeu ziua a șaptea și a sfințit-o, căci în ea s-a abținut de la toată munca sa pe care a creat-o Dumnezeu spre a fi făcută. Dacă vă întrebați, apropo, dacă vă întrebați de unde vine traducerea, nu este nici traducerea clasică Cornilescu, nici alte traduceri. Traducerea mea aparține, e parte dintr-o lucrare mai amplă de un proiect de traducere integrală a Torei. Și practic este bazată pe interpretările evreiești ale acestui paragraf.
Haideți să ne uităm în următoarele 2-3 minute la corelarea de culori din acest text. Avem, eu am izolat, sunt convins că există mai multe moduri de a citi acest paragraf, dar eu am izolat cinci teme în acest paragraf, care toate au legătură cu șabatul. În primul rând vorbim despre sfârșitul cerurilor, pământului și oștirilor. Șabatul este ceva care se întâmplă după ce cerurile, pământul și oștirea lor au fost încheiate. Practic, șabatul, fie că vrem, fie că nu, este o parte integrantă a creației pe care Dumnezeu a făcut-o. De multe ori, mai ales în interpretările creștine ale acestui concept, discutăm despre Dumnezeu a creat lumea în 6 zile și în a 7-a s-a odihnit. Corect, la modul absolut. Dar, practic, a 7-a zi nu este ceva în afara creierii lui Dumnezeu, așa cum apare aparent din text, ci este ceva care apare ca o consecință directă a creației și o continuare a creației. De altfel, Dumnezeu a sfârșit în ziua 7-a, citatul cu roșu, este, practic, șabatul în această ipostază apare ca un punct final, ca un punct culminant al creației. Ca să putem aprecia ceea ce Dumnezeu a creat, respectiv cerurile, pământul și toată oștirea lor, trebuie să avem un moment în care să ne dăm un pas înapoi și acel moment se numește șabat. Pe urmă, avem ideea că Dumnezeu s-a abținut. Multă lume traduce aici, s-a odihnit, mă rog, sunt multe variante, dar aici e vorba că s-a abținut de la... de la activitate, de la munca pe care o făcuse. Dumnezeu, gândiți-vă puțin la ideea aceasta, Dumnezeu care este atotștiutor, omniprezent, atotputernic, alege să ia o pauză. Și nu pentru că are nevoie, nu pentru că toată ideea de odihnă, pe care, repet, o presupun alte interpretări, pornește de la ideea că Dumnezeu a obosit după 7 zile, după 6 zile de creație și în a 7-a zi a trebuit să doarmă puțin. Evident, asta nu este o interpretare iudaică, este o interpretare eronată. Dumnezeu s-a abținut, Dumnezeu s-a oprit, tocmai pentru a crea un spațiu, o așa numită insulă în timp, așa cum este și titlul temei noastre, un spațiu atât pentru odihnă fizică, cât și pentru revigorare spirituală. Avem pe urmă ideea de binecuvântare și sfințenie, care sunt două noțiuni care au legătură una cu cealaltă, dar nu sunt sinonime. Sfințenia în iudaism presupune o separare de restul, de ansamblu, ceva special. Binecuvântarea presupune un statut elevat și practic în ceea ce facem noi în ziua de șabat astăzi, avem misiunea să atingem ambele aspecte, și aspectul de binecuvântare și aspectul de sfințenie. Atunci când vorbim, de exemplu, în ritual despre Shamor Vezahor et Yom HaShabbat, despre a păstra și a aminti șabatul, ne legăm într-un fel și de aceste două noțiuni, ideea de a binecuvânta, sunt ritualurile pozitive și activitățile pozitive în ziua de șabat și, pe urmă, sfințenia, care sigur este realizată și prin aceste ritualuri pozitive, dar și este acel spațiu pus deoparte, sfințit, inviolabil, pe care îl creăm în săptămâna noastră. Și ultimul lucru, și mă voi opri aici că înțeleg că timpul ne presează și îmi dau seama că practic în toată această aventura noastră timpul ne va presa, ultimul lucru pe care vreau să-l amintesc este acea traducere de final cu Violet, toată munca sa pe care a creat-o Dumnezeu la asot. Traducerile clasice spun că a creat-o Dumnezeu și a făcut-o, sunt multe variante de traducere, dar de fapt este un verb la infinitiv, este a creat-o Dumnezeu pentru a fi făcută. Într-un fel, șabatul este acel moment de reset, un momentul în care ca oameni ne uităm la ceea ce a făcut Dumnezeu, ne uităm la crearea lumii și spunem, de aici avem și noi misiunea de a continua. Dumnezeu a creat lumea nu pentru ca ea să fie sigur, evenimentul creației este unic, evenimentul de creație ex nihilo este unic în istoria omenirii, dar creația continuă prin acțiunile noastre, prin ceea ce încercăm să facem zi de zi, avem această
această misiune de a, de a continua ceea ce Dumnezeu a, a început, a debutat în creație. Și aș vrea doar să vă, să vă mai rețin atenția 30 de secunde, pentru că am o, o, o mică steluță, și anume faptul că există o, o diferență fundamentală între șabat și sărbători, și vedem această diferență în, în modul în care sunt formulate binecuvântările legate de șabat și de sărbătoare. Atunci când vorbim despre șabat, spunem Baruch Ata Hashem Mekadesh Shabbat, binecuvântat ești Tu, Doamne, care sfințești șabatul. Pe când la, la sărbători avem Baruch Ata Hashem Mekadesh Israel Vehazmanim, binecuvântat ești Tu, Doamne, care sfințești pe Israel și sărbătorile. Într-un fel, și o să, revenim asupra acestui punct, într-un fel, sărbătorile sunt ceva ce noi avem obligația să decidem. În, în vechime era decis prin observarea lunii și prin decizia Sanhedrinului de a, de a sfinți luna nouă, și de la aceea proveneau sărbătorile, pe când șabatul are în esența lui ceva sfânt, pe care Dumnezeu l-a înglobat în acest concept. Și este, o, este o, o, cred, un punct bun să ne oprim cu această, cu această idee, cu această idee de, de paralelă între două insule în timpul iudaic, șabat și sărbători, una investită de Dumnezeu cu, cu puterea sfințeniei de la începutul creației, și cealaltă pe care avem, avem datoria să o sfințim de fiecare dată când, când apare în, în, în viața noastră. Am să, am să pun punct și aștept întrebările dumneavoastră, înțeleg că mai avem câteva minute pentru, pentru ele. Ok. Vă rog. Dacă nu întreabă nimeni, atunci voi întreba. Vă rog, domnul Premravin, cu plăcere. Yom Kippur e numit Shabbat Shabbaton. Pesach e numit Shabbat. Mimohorat Shabbat, în ziua de după Shabbat. Deci avem un Shabbat care nu este după 7 zile. Așa este. De altfel, în, în, în iudaism avem foarte... Noțiunea de Shabbat, la, la, în esența ei, presupune multe lucruri. Avem și un Shabbat al Pământului. Avem și, avem și anul, respectiv anul de, de Shemitah. Avem într-adevăr în sărbători și această, această idee de, de șabat, șabaton, ceva elevat deasupra nivelului, nivelului de șabat, un șabat al șabaturilor. Și vă mărturisesc cinstit, nu știu exact de ce Pesachul în... Mă rog, este prima sărbătoare din, din calendarul iudaic după calendarul biblic, dar nu știu exact de ce este singurul care este numit șabat explicit în, în, în textul biblic. Sigur, există acea controversă cu numărătoarea Omerului, celebra controversă între, între rabin și, și caraiți, în care a intervenit toată această... Dacă, dacă aveți o, o explicație legată de ce Pesachul în esență este numit Shabbat, m-ar face mare plăcere să o aud. Nu am un răspuns. Nici eu. E interesant, dar în orice caz, ideea de, fără discuție, ideea de, de șabat nu, nu este restricționată doar la, la cea de-a șaptea zi a săptămânii, ci este mult mai largă, fără discuție. Absolut. Văd fețe cunoscute și îmi pare bine că, că le văd. Am intrat să studiez și... și pe cei care, care sunt, care ne... Dacă doriți, pot să trec la, la următoarea idee, dacă nu există întrebări legate de... Ori a fost complet neclar, ori a fost mult prea clar. Cred că a fost foarte clară expunerea. Și puncte de observare și cu slide-urile și tot asta, vă mulțumim foarte mult. Nu știu cât timp ne mai rămâne, dacă ne mai rămâne ceva. Din păcate, timpul tocmai a fugit, să spunem okay. Așa. Mulțumim foarte mult, domnul Rabin Shlomo Rosen.